Acea lucru vechi și fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu care își dorește atât de puternic să o reverse peste noi, să poată fi primită din belșug de sufletele noastre. Trăim pe o lume care tot mai puțin acceptă dependența reală, clipă de clipă, zi după zi, de Dumnezeu care o iubește. Oamenilor le-au intrat în cap că se descurcă și singuri, deși realitatea este cu totul alta. Este interesant să urmărim în Ezechiel, capitol 18, un verset în care Dumnezeu ne provoacă cu cuvintele: faceți-vă rost de o inimă nouă și de un duh nou. Am fost uimit să văd cum ar putea un om să-și facă rost o inimă nouă. În nebunia lui. De curând, o firmă, Cornet, dacă nu mă înșel, o firmă franceză, a pus la discuție, a prezentat o inimă artificială, care funcționează destul de bine, care se pare că se apropie în multe privințe de funcționarea unei inimi așa cum este ea natural, făcută de Dumnezeu la creație. O inimă care are senzori de altitudine și de alte, privințe, să știe când să pompeze mai mult și când mai puțin sânge, mai este că trebuie alimentată electric și realimentată și tot așa. Deci se încheia articolul că dacă cineva ar avea în jur de 152.000 de euro, ar putea cumpăra o inimă nouă. Oare la asta s-o fi referit Dumnezeu prin prorocul Ezechiel? Faceți-vă rost de o inimă nouă. Asta prăpădită, care încă nu mai bate nouă în piept, nu prea mai merge după voia lui Dumnezeu. Oricum, e sigur că cel puțin pe vremea lui Ezechiel nu inventaseră francezii vreun fel de inimă, că nu erau pe termenul Franței de astăzi. Dragii mei, cum să-ți faci rost? O inimă în care să poată locui Creatorul. Mulțumim lui Dumnezeu că întotdeauna când ne cere ceva, același Tată iubitor, același El însuși, prezintă și soluția la pachet cu cererea. Dumnezeu spune că este gata să planteze în noi, să pună în noi o inimă nouă. Tot în Ezechiel 36 spunea: vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Gratis. Pentru noi, infinit de scump pentru El. Motivul pentru care cădem de oboseală în inimile noastre. Motivul pentru care aproape nu mai putem să înaintăm în lupta aceasta fericită a creștinului, din biruință în biruință, din slavă în slavă, care între timp a devenit o grozavă târâire, nu? Din eșec în eșec, din neplăcere în neplăcere, din lovitură în lovitură, din... Nu? Motivul este exclusiv pe tema felului în care merge inima noastră. Dacă ești bolnav de inimă, prin mele lucruri care ți le spun medicii, printre primele lucruri este să nu faci efort. Am citit despre Morneau, un om care s-a apropiat de inima lui Dumnezeu, chiar dacă fizic inima lui nu prea își mai făcea treaba, nu? Deci a suferit ceva bol de inimă. A ajuns la terapie intensivă într-un spital canadian, aproape de pragul morții, și apoi se spune că inima lui funcționa în jur de 20%. Deci, prin urmare, în mare parte a zilei stătea în pat. De ce suntem, cu ghilimele spus, aproape ca în convalescență, așa în pat? De ce nu mai putem, prin comparație cu un sportiv care aleargă 10 de minute și care e adevărat gâfâie, nu? Sau, dar nici cum nu lasă impresia că trebuie să așeze în pat.
se poate bucura mai departe de restul zilei, încă activ și bucuros și vesel și în toată puterea. Dragii mei, spiritual vorbind, cum se întâmplă cu inima noastră? Și spiritual vorbind, înțelege că nu e vorba de pompa care trimite sângele în tot corpul, ci e vorba de forul nostru interior, de mintea noastră. Acolo, în părțile ei cele mai tainice, unde intrăm în legătură cu Dumnezeu, dacă mai intrăm. El intră în legătură cu noi. El îmbracă planeta în dragostea Lui. Zice Dumnezeu, haruitor, spunea, Dumnezeu a învăluit planeta într-o manta de har. Așa după cum lumea naturală este învelită în atmosfera pe care o respirăm cu toții. Clar, așa suntem noi cu toții în miezul grijii și dragostei și puterii veșnice a lui Dumnezeu. De ce nu funcționează treaba? Pentru că nu putem respira atmosfera aceea harului, că inima nu-și face treaba, degeaba-i plămânul, degeaba... Nu? Dragii mei, Dumnezeu Cerului își dorește rezolvarea acestor lucruri. Și ceea ce ne sugerează, ne sugerează transplant. Vă voi da o inimă nouă. Vedeți că oamenii nu pot să facă transplant decât tot cu inimi vechi. Sau cu din astea, făcută din, nu știu ce, polimer cu țesut de porc. Asta franțuzească din astfel de materiale. Mai dai și 150 de lipă de euro. Dumnezeu oferă nu transplant cu inima prelevată de la cineva veche, la mâna a doua, facă transplant, ci o inimă nouă. O inimă pusă de Dumnezeu, o inimă ca a Domnului Hristos. Inima Lui, care a încetat să bată din pricina păcatelor noastre, ne oferă nouă. Nouă fiind, pentru că inima Domnului Hristos rămâne nouă veșnic. Nu obosește niciodată. El nu-i ca noi. Știți, noi mai obosim. Hai să facem putere. O vreme facem. Dar după aceea obosim. Nu mai putem. Așa parcă ne cade sufletul. Dumnezeu să ne ajute să privim la El. Evrei, spune Apostolul Pavel, El însuși neobosit pentru harul și dragostea lui Dumnezeu, pentru care și-a dat toată viața, zi după zi. Spunea credincioșilor dintre evrei și citim în cuvântul lui Dumnezeu, versetul 3 din capitolul 12. Uitați-vă dar cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor. O împotrivire așa de mare față de sine. Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Oboseala este grozavă. Trebuie să recunoaștem treaba asta. Un om nu mai poate lua decizii corect și înțelept. Nu mai poate spera, nu mai poate își aduna energiile. Nu mai. Când e obosit, cade și nu-i mai trebuie nimic. Să lasă pradă. Gata, s-a terminat. Renunță. Oboseala. Ca să nu cădeți de oboseală în sufletele voastre, spunea Pavel, ca să nu vă pierdeți inima. Cum să facem? Soluția. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor. O împotrivire așa de mare față de sine. Și dacă am luat de la versetul 3 din 12, capitolul 12 din Evrei, cred că ne-ar prinde bine, este așa. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și să alergăm cu stăuință în alergarea ce ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Iar apoi versetul 3 pe care tocmai l-a citit. Uitați-vă, dar cu luarea minte
În versetul 2 zice, uitați-vă țintă, întrei culoarea minte la cel ce a suferit, la cel ce a alergat și aleargă înaintea noastră. Când cineva aleargă înaintea ta, parcă mai greu spui sau te lași pradă gândului că ai obosit. Pentru că te uiți la el și zici, cum că și el aleargă alături de mine și el n-a obosit. Înseamnă că nu e în regulă că am obosit. Înseamnă că de fapt n-am obosit. Înseamnă că mai pot. Și mergi înainte. Eu nu-mi aminte că eram copii, așa, oșteani. Și ne-am dus într-o vacanță undeva în munții Rahăului. Trei adolescenți. Într-o iarnă grozavă. Și am luat semile cu noi să urcăm pe Rahău, văzusem vara cum arată muntele acela, și ne dăm pe sani. Făcusem noi calculul, ceea ce s-a și adevărit, în jur de 12 km pe un drum forestier să tot vii la vale pe sani. Asta era plan, vacanță, iarnă, frumos, zăpadă. Și am mers, și a fost fain, am plecat pe la 4:30 dimineața, pe jos, să urcăm muntele, să ajungem cumva, ziua se termină repede, iarna și... Și toate bune și frumoase, cu diferența că ne-am rătăcit și am pierdut niște ore bune până am găsit din nou drumul bun, din zona unde urcam noi spre munte, până am reușit să găsim cărarea corect. Și a doua mare încurcătură a fost că a venit furtuna. S-a schimbat brusc vremea, a început să sufle vântul năprasnic. Toată zăpada din brazi a devenit așa ace care înțepau pielea, cât ți-ai fi acoperit tot ce, nu, undeva tot trebuia să-l vezi. Dacă scoteai o mănușă, în câteva secunde se umplea cu zăpada, dacă desfăceai un rucsac să iei ceva de mâncare sau să iei ceva de băut, în câteva secunde se umplea cu zăpadă. Era așa un infern de alb în jurul nostru. Și am început, după ce mergeam noi în infernul la ore în șir, am început să ne gândim dacă totuși ăla e drumul care urcă în vârful Rahăului. Și am început să-mi aduc aminte că citisem povești despre cum moare un om înghețat și că ai murit fericit. Pentru că n-am mai putut mânca, pentru că după ore de efort începusem să tremurăm, nu? Pentru că asta era, n-aveam antrenamentul cuvenit și trebuia să ducem sânile în spate, deci cum nu mai puteai să le târâi după tine, pentru că era 60 de centimetri de zăpadă, dar abia căzut din brazi. Și pur și simplu ne gândeam dacă o să mai ajungem vreodată undeva printre oameni. Și mi-aduc acum aminte că e vara afară. Ce nebunie! Că doar fusesem cu o vară, în urmă fusesem pe drum acela cu părinții, văsem unde e. Eu știu, hotelul din vârful Rahăului, știam exact că vine decât un singur drum forestier, n-ai cum să te pierzi. Cum să-ți vină în minte că nu-o fi aia drumul, că nu-i bun, că dacă... Dragii mei, oboseala cuprinde în ea principiul diabolic al pierzării omului. Nu pretind eu că înțeleg toate lucrurile. Dar mi-aduc aminte doar atât că printre felurile lui Dumnezeu minunate de a interveni pentru niște băieței care se temeau pe un munte, a fost să le prindă din urmă un om cu o pereche de schiuri în spinare care se pare că mergea mai repede ca noi că ne-a prins. Și am intrat în discuție. Mai e mult, dar ce nu acum, imediat, câteva curbe pe drumul ăsta șerpuitor și ajungem la... Parcă nu mai eram obosiți. Așa, într-o clipă, doar o frază a fost. 8 secunde a durat. Acum, imediat. Și dumneavoastră, din partea locului, îl întrebăm noi. Zicem, da, locuiesc în oraș și vin adesea să schiez pe drumul ăsta. Deci, de fapt, am mai urcat odată dimineața, am coborât pe schiul și am mai urcat odată. Măi, și unde e oboseala aia mare? Și unde e groaza aia care ne prinsese? Acum, nu vorbeam noi între noi, că nu știam cum gândesc ceilalți. Poate mie mi-era rușine să spun ce nu-mi lămâie în cap, dar mai târziu ne-am dat seama că și ceilalți la un moment dat se gândeau că ceva nu-i în regulă. Da. N-a fost după câteva curbe. Omul a știa să ne încurajeze. Ne-a văzut speriați, ne-a văzut cum o fi arătat noi. Și am mers alături de el. O vreme am ajuns. Clar că n-am mai coborât în noaptea aceea, că nu mai am coborât. Dragii mei, cineva merge înaintea ta și nu duce o perete de schiuri, ci duce o cruce mare pe care noi i-am pus-o pe mine.